După cutremurul de ieri, primarul general al capitalei, Nicu Șordan, s-a hotărât să se ocupe de abilitarea blocurilor de locuințe cu risc seismic ridicat, astfel că bucureștenii care locuiesc în asemenea imobile sunt încurajați să vină și să depună dosarele. E o chestiune foarte serioasă asta cu clădirile cu risc seismic. După cum știți, s-a schimbat legea, este o lege mai bună. Unul din lucrurile care sunt mai bune și trebuie oamenii să le știe este că finanțarea este totală din partea statului și există angajamentul de la Ministerul Dezvoltării că va asigura necesarul de bani. O condiție care este pusă este să existe pentru blocurile de locuințe, este să existe acordul tuturor proprietarilor. Așadar, Nicu Șordan îndeamnă bucureștenii care locuiesc în imobile cu risc seismic ridicat să depună dosarele pentru consolidarea acestora. Edilul a mai precizat că și expertiza necesară la dosar va fi gratuită. Practic, singurul lucru pe care proprietarii apartamentelor aflate în astfel de blocuri trebuie să-l facă este să se pună de acord. Și administrația noastră de consolidare a clădirilor cu risc seismic așteaptă, deci facem noi expertiza gratuit pentru oricine o cere și ajutăm asociațiile de proprietari să-și facă dosarele pentru a aplica la Ministerul Dezvoltării pentru a obține finanțarea integrală pentru consolidare. Eu înțeleg că există după ani de zile în care nu s-au întâmplat lucruri, există o lipsă de încredere în autoritate, dar doar cu autoritatea se poate, ăsta e mecanismul legal și încurajez asociațiile să vină la administrația. Conform datelor publicate de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în București se află 363 de clădiri în clasa 1 de risc seismic. Imobilele încadrate la această categorie reprezintă un risc major de prăbușire în cazul unui cutremur de peste 7 grade pe scara Richter. Majoritatea acestor clădiri se află în sectorul 1 al capitalei.